Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la subiectul zilei la TV Buzău. Doamnelor și domnilor, astăzi vă anunțam. În această seară facem administrație. Facem administrație publică locală la TV Buzău, pentru că da, doamnelor și domnilor, așa cum o spuneam eu zilele trecute, încerc să aduc în fața dumneavoastră consilieri locali, consilieri județeni și primari, cei pe care dumneavoastră i-ați votat. În această seară vom încerca să aflăm prioritățile primarilor în noul mandat sau următorul mandat, pentru că din toamnă vom avea alți primari sau aceiași primari din comunitățile noastre. Mulți dintre ei au încercat prin fonduri, prin proiecte cu fonduri naționale, au încercat să schimbe fața comunității, mulți dintre ei au accesat proiecte cu fonduri europene, avem PNRR-ul, avem fostul PNDL, Angel Salini, avem de toate, numai să avem voință și dorință să schimbăm comunitățile în bine, doamnelor și domnilor. Dumneavoastră, cei de acasă, cu foarte mult timp în urmă, ne sunați și ne aduceați la cunoștință faptul că în satele noastre nu avem apă curentă, în satele noastre avem apă cu porția, în comunitățile noastre nu avem racordare la gaze naturale, deși proiecte cu fonduri europene sunt foarte multe. În satele noastre, infrastructura arată jalnic, doamnelor și domnilor, după 30 și ceva de ani de zile. Tot se așteaptă schimbarea în bine. Eu zic că astăzi vom afla răspunsuri la întrebări și vă promit că și pe viitor voi aduce primari din localitățile dumneavoastră, din comunele buzoiene, pentru că, doamnelor și domnilor, trebuie să spunem, avem și primari destoinici în întreaga țară. Avem oameni care vor să schimbe ceva în bine pentru cetățeni, pentru cei care au acordat votul de încredere. În această seară, alături de mine, la TV Buzău, îl am pe cel care, cu 2 ani în urmă, venea la noi în emisiune în calitate de consilier local. La vremea respectivă, din partea altui partid. Iată că mai avem câteva zile până când primarul Pasăre, Claudiu, de la Largu, își va prelua mandatul. Fost consilier local, iar din toamnă, primar al comunei Largu. Bună seara, domnule primar, și mulțumesc pentru prezența la noi în studio. Bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor telespectatorilor și, bineînțeles, un salut special pentru lărgenii mei pe care îi port în suflet tot timpul. Domnule primar, cu 2 ani în urmă ne întâlneam la TV Buzău, așteptam telefoanele telespectatorilor ca și în această seară. Așteptăm telefoane de la cetățenii comunei Largu, așteptăm mesaje de la dumneavoastră, cei din comunitățile buzoiene și nu numai. Ce așteptări aveți de la primarul din comunitate? Ce vă doriți de la consilierii locali, doamnelor și domnilor? În această seară așteptăm răspunsuri pentru că domnul primar cu siguranță va sta de vorbă cu toți cei care ne vor contacta și cei care vor adresa întrebări. Domnule primar, cu 2 ani în urmă ne întâlneam aici, în calitate de consilier local, și vorbeam noi, atunci și povesteam alături de telespectatori, de cetățenii din comunitate, despre faptul că fostul primar cu 5 mandate la activ nu prea a schimbat multe în comunitate. Iată-ne în 2024 cu un primar tânăr, cu un primar dornic de a schimba lucrurile în bine în comunitate, cu un primar care, deși are doar 2 sate arondate, comuna Largu, 2 sate, 1350 de cetățeni, de locuitori. Au fost mai mulți, însă mulți dintre ei au plecat în străinătate, așa cum dumneavoastră, cu 8 ani în urmă, vă întorceați în satul natal. Am fost în Italia, plecat 15 ani de zile, însă satul m-a chemat înapoi, da? Dorul de Glie. Iată, domnule primar, ați ajuns primarul localității, comunității Largu. Ce înseamnă acest mandat? Cât de mult v-ați dorit acest mandat și cât de mult vă doriți să le faceți viața mai ușoară oamenilor din comunitate? Pentru că, la momentul ăsta, 2024, nu putem vorbi de o infrastructură așa cum arată satele Uniunii Europene. La momentul ăsta nu putem vorbi de racordare la gaze, apă potabilă și multe alte lucruri pe care ar fi trebuit de mult să le avem în comunitățile din întreaga țară.
Ce înseamnă acest mandat și care sunt prioritățile mandatului, domnule primar? Da, aveți dreptate. Este un, în primul rând, este un vis îndeplinit și este o datoria mea morală să întorc pentru comuna mea și pentru cetățenii mei lucrurile pe care le-am dobândit și le-am învățat în experiența în care am lucrat în afara țării. Ca primordial în comuna noastră și pe primul loc ar fi terminarea rețelei de canalizare care a fost începută, care din păcate acum este oprită pentru că nu s-au făcut plățile. Îmi doresc să ajungem la o soluție, să poată debloca acest lucru și să terminăm canalizarea. Din ce cauză nu s-au făcut plățile, domnule primar? Pentru că și acum 2 ani erau probleme atunci când se punea punct PNDL-ului și schimbam noi denumirea, că nu ne-a plăcut nouă cum sună PNDL, da. Vrem Anghel Salini. De când avem această problemă? Această problemă pot să spun că a venit cam la vreo lună de zile după ce au început executarea lucrărilor. După părerea mea, cred că deja s-au executat cam 30% din, dacă nu chiar mai bine, 40% din lucrări, dar nefiind banii în primărie să se poată plăti, automat constructorul a asistat lucrările. Acum așteptăm să se poată debloca acești bani, să se poată achita. Bănuiesc. Știți ce mă gândeam eu, domnule primar? Atunci când, mă rog, primarii din întreaga țară și-au câștigat mandatele, da? Votul de încredere al cetățenilor a venit către primarul respectiv. De ce? Din momentul în care ați câștigat mandatul de primar în comunitate, nu v-ați și preluat funcția, pentru că vorbim de câteva luni bune de zile la mijloc, când ați fi putut să dați drumul proiectelor, domnule primar, când ați fi putut plăti constructorul, când ați fi putut începe lucrările sau continua lucrările în comunitate. Da, aveți dreptate. În această situație suntem foarte multe comune, bănuiesc, și din județ, dar și din țară. Cred că cea mai bună soluție era, după alegeri, să se vină cu ordonanță de urgență, să se scurteze mandatele primarilor, cum de altfel s-a făcut și acum 4 ani, când s-au lungit mandatele cu 3 luni de zile din cauza pandemiei, pentru că vă dați seama că un primar care a pierdut alegerile nu mai conduce această instituție cu aceeași poftă de muncă și cu aceeași ardoare ca atunci când știe că a fost reales. Când pierzi, nu mai, părerea mea că nu se mai poate concentra să poată fi condusă cum ar trebui. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, n-ați preluat mandatul, o să preluați mandatul. Cu ce poftă de viață ar mai face treabă fostul primar? Pentru că vorbim de 5 mandate la activ, 20 de ani la cârma primăriei și nu s-a întâmplat nimic în comunitate. Și una peste alta, acum când trebuiau să meargă lucrurile spre bine, mă refer la acele lucrări care ar fi trebuit să se deruleze în comunitate, punem stop pentru că nu avem cu ce, nu mai avem bani. Ați fost consilier, sunteți încă consilier local, 4 ani de zile. Da. Ce ați reușit, domnule primar, în ăștia 4 ani de zile să faceți pentru cetățeni, pentru oamenii din comunitate, pentru locuitorii comunei Largu? Pentru că eu știu, când ești consilier local, vii cu inițiative, încerci să dezvolți proiecte pentru comunitate. Câtă înțelegere s-a găsit la momentul respectiv și câte dintre proiectele pe care dumneavoastră, probabil, de-a lungul acestor 4 ani de zile, ați încercat să le implementați în comunitate, chiar dacă nu avem o populație foarte crescută, vorbim de 1000 și ceva de persoane, însă sunt oamenii locului, domnule primar, și de ce să nu se bucure și ei de apă și canalizare, de asfaltare, de, nu știu, de multe alte lucruri pe care le putem întâlni în alte comunități. Da, ca o paranteză, comuna noastră, când domnul primar, actualul primar, a preluat mandatul, număra chiar undeva la vreo 2500-2600 de locuitori. Este îngrijorător faptul că am scăzut atât de mult în număr de populație.
Iar în ce privește inițiativele mele în Consiliul Local, întotdeauna am fost implicat în problemele cetățenilor, întotdeauna le-am adus la cunoștință în Consiliul Local, atât eu și atât toată echipa noastră de consilieri. Din partea consilierilor am găsit întotdeauna îngăduință și am rezolvat problemele care se puteau rezolva, dar din păcate conducerea nu am nu fost niciodată pe aceeași lungime de undă. Din ce, păcate. Ce proiecte veți pune în aplicare la preluarea mandatului? Prioritatea zero din comunitate pentru primarul Pasăre. Prioritatea zero pentru mine va fi infrastructura, care cred că este cheia succesului, să spunem, în localitatea noastră. Dar ca să putem demara spre infrastructură și mai ales că suntem ultima comună din acea zonă unde nu mai avem asfalt, chiar zilele trecute a început să se asfalteze și în Rușețu și felicit pe această ocazie, încă o comună cu asfalt. Noi suntem ultima, sper să reușim într-un timp cât mai scurt, sper să găsim ajutor și de la echipa PSD Buzău, pentru că sunt sigur că ne va ajuta. Eu sunt sigur că veți fi susținut, domnule primar, pentru că vedem, în ultima perioadă ajutăm, susținem, mai ales partea asta socială, social, sănătate, educație. Sunt sigură că veți primi și finanțări, mai ales că avem și PNRR-ul, domnule primar. Păcat ar fi să dăm cu piciorul fondurilor europene. Da, așa este. Prioritar va fi întotdeauna fondurile europene. După mine, cred că este aproape singura sau cea mai sigură cale spre a îndeplini anumite obiective, cele mai importante. Din păcate, unde nu au fost atrase fonduri europene, se vede și nu sunt proiecte. Iar acolo unde a fost o echipă cum trebuie și au știut să atragă fonduri europene, se vede rezultatele. Unde la momentul ăsta au fost atrase cele mai multe fonduri europene din discuțiile pe care le-ați purtat cu colegii dumneavoastră primari din comunitățile buzoiene? Da, asta bănuiesc că se vede acolo unde se văd lucrări. Unde se execută lucrări, cu siguranță sunt și fonduri europene. Vă pare rău, domnule primar, că nu ați candidat până acum la funcția de primar al comunității, Largu? Da. Pentru că aveți 4 ani ca și consilier, aveți 8 ani de când sunteți venit din Italia și tot dumneavoastră o spuneați cu amărăciune. Am fost 2000 și ceva de cetățeni ai comunei Largu, însă am mai rămas 1300 și ceva de locuitori. Ceilalți au luat drumul străinătății ca și dumneavoastră, da, să înțeleg. Foarte mulți au luat drumul străinătății. Nu îmi pare rău că nu am candidat acum mai mult timp pentru funcția de primar, pentru că cred că mi-a fost necesară și experiența pe care am avut-o în străinătate, dar mi se pare un pic mandatele unui primar, cred că totuși ar trebui înumărate pe degetele de la o mână, chiar mai mici. Undeva la un 3 mandate, cred că pentru un primar ar fi suficient. Nu, dacă în alea 3 face ceva pentru comunitate. Dacă face ceva, dacă nu trebuie schimbat după primul mandat. Exact. Păi hai să vedem, după primul mandat, să vedem și rezultatele muncii. Cum eu am spus cetățenilor atunci când în campanie electorală și am fost din casă în casă și am stat de vorbă cu fiecare cetățean, în comuna noastră, oamenilor le-a fost frică de schimbare. De ce, domnule primar? Pentru că acolo erau mai multe probleme. După cum știți, dacă un primar este mai mult de 15 ani într-o comună, deja oamenii, nu știu cum să vă spun... Domnule primar, te atașezi de primar
În momentul în care vezi că face ceva pentru tine, pentru comunitate, dar din ceea ce povestim noi aici, nu prea s-a făcut nimic, pentru că dumneavoastră acum, la preluarea mandatului, trebuie să o luați de la zero. Exact. Și asta mai sunteți și fără bani. Asta le-am spus și oamenilor, zic, haideți să îndrăzniți să facem o schimbare, iar dacă după 4 ani această schimbare nu este aceea pe care dumneavoastră o doreați sau este altfel decât eu am spus-o, zic, atunci va trebui să faceți o altă schimbare până vom găsi acea persoană, cu siguranță se va găsi acea persoană care să poată să conducă comuna cum trebuie. Ce își doresc trebuie oamenii din comunitate acum când stați de vorbă cu dumnealor? Eu sunt sigură că și înainte discutați cu ei, da? Am văzut, după alegeri, toată lumea vă felicita, 85%. Da, am obținut un scor foarte mare. Record! Și da, pe această cale le mulțumesc tuturor cetățenilor care s-au prezentat la vot și nu numai. Într-adevăr, cetățenii au multe așteptări de la mine, de la echipa mea și de la primăria Largu, că în primul rând asta... Haideți să o luăm punct cu punct, domnule primar, în seara asta. Avem mulți necăjiți, avem mulți amărâți, avem mulți pensionari, mulți bătrâni, bătrâni singuri acasă, neajutorați. Cum ajutăm toate aceste categorii sociale? Noi vedem, în ultima perioadă au venit tot mai multe facilități pentru zona socială și voucherele la căldură și voucherele la alimente. Însă oamenii ăștia au nevoie de susținere din partea autorității publice locale. Înțelegeți, domnule primar, cum vom proceda pe viitor? Câți asistați social avem? Pentru că, bun, sunt de acord, total de acord cu cel care nu poate să muncească, cu cel care are o anumită vârstă, cel care nu are pământ, cel care nu are pe nimeni. Da, îi acordăm ajutorul social. Însă, când vedem oameni buni de muncă, trimiteți-i la muncă, domnule primar, pentru că sunt locuri de muncă în țara asta, dar nu prea mai are cine să muncească. Noi am ajuns în 2024 să importăm forță de muncă din Vietnam, din alte state, iar puturoșii noștri stau și sparg semințe în fața birtului, domnule primar. Cam asta văd eu așa prin comunități. Da, din păcate aveți dreptate. Dar cred că o bună comunicare între autorități și persoanele din comună, cred că vom găsi calea spre un echilibru și cred că cea mai mare problemă a oamenilor care sunt în această poziție este plafonarea. Pentru că au ajuns la un nivel pe care ei cred că nu-l mai pot depăși. Și dacă nimeni nu stă de vorbă cu ei, să-i explice, să îi încurajeze, la un moment dat poate chiar să-l ajute. Uite, hai te rog eu frumos, mergi cu mine, găsim asistentul un loc de muncă. Asistentul social, domnule primar. Avem asistent social la primăria din Largu? Avem. Avem medic de familie în comunitate? Medic de familie avem pe doamna Șelaru, care o salut pe această ocazie și... Vă salutăm, doamna doctor. Da, și sper să-și reînceapă cât mai curând activitatea în comună, pentru că am avut dispensarul în renovare, da. Și în toată perioada asta, doamna doctor, cum a procedat cu consultațiile? În toată perioada aceasta, dânsa are și Comuna Luciu, s-au făcut un efort, da, din partea cetățenilor, chiar și din partea primăriei, din partea oamenilor și voluntariat, că și eu am dus foarte mulți oameni la dânsa, la dispensar, la cabinet. Cred că se va găsi o rezolvare pe această cale. Ce vă doare cel mai mult la momentul ăsta, domnule primar? Acum când dumneavoastră v-ați fi dorit să intrați în pâine, da? După ce am câștigat mandatul, mă și văd la primărie făcând lucruri pentru oameni. Mulți spun, puțini fac. Știm noi cam cum e și cu politicul, domn primar. Însă, acum îmi spuneți că avem medicul de familie, am făcut voluntariat, am transportat bătrânii din comunitate foarte bine, domnule primar. Eu sunt sigură că și pe viitor veți mai face astfel de lucruri, pentru că e vorba de bătrânii din comunitate, cei care nu mai au pe nimeni acasă la momentul ăsta. Copiii lor sunt plecați la muncă în străinătate. Ce vă doare cel mai mult acum, la preluarea mandatului, când vine vorba de bătrânii din comunitate, când vine vorba de familiile defavorizate din satele pe care dumneavoastră o să le, nu știu, păstoriți, da? În calitate de primar.
Da, eu mă bazez pe oamenii din comună, mă bazez pe angajații din primărie, chiar dacă acum ceva timp erau discuții, dar nu aduse de mine, discuții aduse de oameni care încercau întotdeauna să vină cu ceva fals și să spună că o schimbare întotdeauna nu este un lucru neapărat bun și este rău. Cum le-am spus atunci, le repet și acum, eu mi-am dorit să ajung la primărie să construiesc, nici de cum să distrug. Deci sunt deschis față de oricine vrea să mă ajute, să muncească și să putem da un plus valoare în comuna noastră. Și cred că nu are cum să nu reușim. Atâta timp cât se va face o echipă. Se tem angajații din primărie că veți schimba echipa. E normal, în momentul în care se schimbă conducerea unei primării, unui Consiliu Județean, chiar și în cazul prefecturilor, chiar dacă se spune reprezentantul guvernului în teritoriu, însă, peste tot, atunci când vine un primar nou, vine cu echipa lui. Da. Ce aveți de gând să faceți la primăria din Comuna Largu? Pentru că, probabil, o parte dintre angajați, cei care nu prea muncesc, se tem. Va prelua mandatul și cu siguranță va face ordine și prin primărie. Da, cei care nu muncesc va trebui să se teamă, dar cred că o bună conducere poate rezolva multe lucruri. Eu cred că, în primul rând, trebuie să am o discuție cu fiecare în parte, să văd, în primul rând, ei cum văd lucrurile, să le explic și eu cum văd lucrurile și să încercăm să ajungem la un numitor comun și să aducem câte mai multe lucruri pozitive pentru cetățeni. Eu cred că vom ajunge la o rezolvare și nu cred că vor fi cazuri la noi în comună de astfel de probleme. Ce vă doriți la primărie în momentul în care veți prelua mandatul? Mă refer acum la compartimente, la servicii din cadrul primăriei. Pentru că discutam, atragerea fondurilor europene, primul lucru primordial pentru orice primar din țara asta. Avem la momentul ăsta echipă formată pentru atragerea fondurilor europene, domnule primar? Da, nu avem chiar o echipă, cum s-ar spune, bine structurată. Într-adevăr, aici va trebui să lucrăm și să lucrăm repede cu ce oameni avem la dispoziție. Cred că vom reuși să facem lucrul acesta, dar cred că primul lucru pe care mi-aș dori să-l fac când voi prelua mandatul este să redau încrederea instituției față de cetățean. Să lăsați ușa deschisă la primărie, exact, domnule primar. Exact, pentru că cetățenii au nevoie de primar, de primărie, să poată, cum a spus și dumneavoastră, să fie deschiși, să-l găsească acolo. Adică dacă ești plecat undeva... Și funcționarii din primărie. Clar, să clar. Comunice mai bine cu cetățeanul, domnule primar. Exact, și să avem o altă abordare față de cetățean, o abordare deschisă, senină și, nu știu cum să vă spun eu, să vorbești cu el pe înțelesul lui. Nu neapărat domnule să... Domnule primar, contează foarte mult numai să stai de vorbă cu omul respectiv. Exact. Chiar dacă nu-i găsești soluție la problemă. Dar pentru oameni înseamnă foarte mult și vorba dacă nu-i bună găsești, a funcționarului. Și dacă nu-i găsești soluție la acea problemă, trebuie să-l faci să înțeleagă de ce nu se găsește soluție. Exact. Pentru că una să-i spui direct nu poți sau nu ai dreptul și alta e să-i explici pe înțelesul lui să înțeleagă de ce nu se poate acel lucru. Ne uităm și noi așa la posturile naționale și mai vedem câte una sictirită. În momentul în care îi vine cetățeanul în primărie sau în Consiliul Județean, îl ia la rost și mai să-l dea afară, da? Din instituție. Fraților, n-ați luat instituția pe persoană fizică. Eu am spus-o întotdeauna, domnule primar. Da, așa funcțiile este. Astea strecătoare, da? Lasă-ți loc de bună ziua, mai ales când ești într-o comunitate mică. Vorbim de o comună cu două sate. Da, funcțiile acestea, cum spuneți dumneavoastră, sunt trecătoare. Și în primul rând, cam 60-70% din funcționarii publici care lucrează în comuna noastră sunt cetățeni ai comunei, deci te găsești zi de zi cu cetățeanul. Te cunoști de copil. Da. Eu cred că vom găsi o rezolvare. Cred că
și domnii care lucrează în primărie, cred că vor veni în întâmpinarea mea, să putem rezolva această problemă și m-ar bucura ca în CV-ul meu de primar acesta să fie primul lucru pe care l-am rezolvat. Adică relația cu cetățeanul. Deschidere. Exact. Să poată să vină cu sufletul deschis că la primărie găsește o rezolvare sau găsește pe cineva care să-i vorbească sincer și nu cu minciuni, cum nu mai spun. Pentru că... Domnule primar, v-ați propus în mandatul ăsta să aveți o zi pentru audiențe sau primarul din Comuna Largu va avea zilnic audiențe? Primarul din Comuna Largu va avea zilnic audiențe, are de mai mult timp și nu am avut niciodată un orar pentru astfel de audiențe. Deci și la 11 noaptea, dacă m-a sunat un cetățean din comună și l-am putut ajuta cu ceva, poate măcar cu un sfat sau cu o rezolvare, am fost întotdeauna prezent. Ce veți face pentru tinerii din comunitate? Pentru că vă întrebam eu înainte acestei emisiuni. Ce mai facem, domnule primar? Care mai e treaba cu școala? Mai avem puțin și începem școala. Sunt foarte multe familii care nu-și permit cumpărarea ghiozdanului, rechizitelor, nu au de încălțat, nu au de îmbrăcat. Mulți dintre ei merg cu cărțile puse în pungă la școală, domnule primar. Asta e. Mai avem mult până departe, domnule primar. După cum știm, bătrânii noștri sunt fila noastră de istorie, fără de care nu am fi existat și nu am avea o istorie în spate, dar cred că viitorul și clădirea unei societăți sănătoase trebuie să se bazeze pe tineri. Și voi face tot ce îmi stă în putință să pot rezolva multe probleme pentru tineri. Sper să reușim să aducem investitori în comună ca... La ce v-ați gândit? Sunt mai multe chestii. În primul rând, noi trebuie să rezolvăm treaba cu infrastructura. Asfaltați mai întâi. Exact, pentru că neavând infrastructură, nu poți să aduci dezvoltatori în comună. Ce ar putea să se dezvolte în comună? Sunt multe lucruri legate de agricultură, sisteme fotovoltaice... Sisteme de irigații, sisteme, domnule primar. Cu sistemele de irigație... Aici vreau să ajung, că tot aveți pârâul, da? Călmățui, da? În zonă. A secat? Din păcate, călmățuiul nostru mai are apă pe el doar datorită faptului că este foarte mult stuf. Nu a mai fost decolmatat de vreo 30 de ani. Nu ar fi o sursă reală de irigație în zona noastră. Dar cu timpul să sperăm că se va găsi o soluție. Spre exemplu, nu știu, cum este și pe afară. O soluție care o văd, o soluție a viitorului, ar fi reciclarea apei menajere, care, nu știu, adusă din... Cum se întâmplă la Buzău, în municipiul Buzău. Exact. Da, este un lucru foarte, foarte bun, pentru că este mult mai normal să-i dai o utilitate acelei ape și o utilitate care ne trebuie prognoza tuturor. Prognoza nu sună prea bine pentru următorii ani, domnule primar, așa că la preluarea mandatului faceți demersuri și pe această zonă a agriculturii. Anul ăsta a fost cel mai nenorocit an pentru agricultura românească. Avem foarte mulți bunici ai noștri care nu vor avea ce pune pe masă anul ăsta. Fără grâu, fără porumb și mulți dintre ei nu au depus acea cerere la APIA prin mai-iunie, iar acum în octombrie nu vor primi acea subvenție pentru calamități, domnule primar. A stat de vorbă cu oamenii din localitate. Ce vă spun? Câți aveți în situația asta? Cum îi veți putea ajuta? La noi în comună nu cred că avem cazuri în care să fie oameni bătrâni care să nu aibă terenul declarat la APIA. Într-adevăr, este o situație foarte dificilă, cel puțin în zona noastră, fiind deja s-a creat un lanț de ani, adică sunt deja 4 ani la rând care a fost numai secetă. Pentru toți fermierii este foarte greu. Cel mai greu și cel mai greu este pentru fermierii mici, adică pentru oamenii normali, pentru bătrâni care aveau și ei acolo o suprafață mică de grâu sau porumb cu care să-și hrănească familia. Dar la noi sunt toate terenurile declarate la APIA. Chiar astăzi cred că s-au terminat și procesele verbale pentru calamități. Cred că aici stăm destul de bine. Domnule primar,
Aș zice să facem un exercițiu de imaginație, să urmărim câteva imagini din Comuna Largu, de arhivă, de câțiva ani buni de zile și să-mi spuneți dumneavoastră dacă s-a schimbat ceva de atunci, câțiva ani buni, până acum, în 2024, așa din ce vedem la televizor. Da, una, plancarda cu intrarea din comună s-a schimbat și asta în mare parte datorită mie. În rest, da, arată cam la fel. Mașina primăriei numai este că a dispărut de vreo 2 ani. Unde a dispărut? Nu știu, pe la un service. Aveți multe mașini la primărie? Nu, din păcate aceasta era singura. Așa. Și văd că nu mai este, dar sper că... Ei, intrați pe fir în momentul în care preluați mandatul, aflăm și unde e mașina. Într-o zi să o regăsim. Deci nu s-au schimbat multe în comunitate? Nu s-au schimbat foarte multe. Sper să se schimbe în acești 4 ani. Știu că nu va fi ușor. Aveți timp la dispoziție în 4 ani de zile să schimbați în comunitate? Dumneavoastră v-ați propus și infrastructură, apă, canalizare, racordare la gaze, ajutăm copiii din comunitate, familiile defavorizate, încerc să atrag investitorii în comunitate pentru că vreau să se întoarcă tinerii acasă. În agricultură încercăm să ducem mai departe mesajele oamenilor pentru că seceta nu ne va lăsa nici în anii următori. Trebuie să găsim soluții, da. Irigații și toate celelalte subvenții pentru a sprijini oamenii. Pentru că dacă noi nu-i sprijinim, oamenii vor muri de foame, domnule primar. Da, așa este. Sper să nu ajungem în această situație. Într-adevăr, sunt foarte mulți tineri care îmi dau mesaje, care mă sună, care lucrează în străinătate. Și ce vă cer, domnule primar? Și își doresc să se reîntoarcă acasă. Datorită faptului că, nu știu, acum au o speranță, au o nădejde că ceva se va schimba în comună, iar acea speranță s-a văzut și în ziua alegerilor, când cred că s-au întors acasă doar pentru alegeri, cred că peste 100 de persoane. Ceea ce pentru mine a fost un gest foarte frumos, nu-l voi uita niciodată și... Voi încerca să-i ajut să se reîntoarcă acasă, așa cum am făcut-o și eu. Haideți să revenim la investitori. Eu știu că dumneavoastră aveți o afacere care funcționează și în România. La ce v-ați gândit pentru tineri? Da, sunt mai multe proiecte, cred, în care se pot implica. Și cred că cel mai mare proiect sau cel mai bun proiect pentru ei ar fi ceva în agricultură. Adică să vină acasă pe o suprafață de teren, vedeți acum... Da, dar pentru a face recoltă pe acea suprafață de teren e nevoie de multe schimbări. Foarte, foarte multe, într-adevăr, dar în general tinerii care lucrează afară au strâns bănuți cu bănuți și atunci când se întorc acasă, cum am făcut-o și eu, au acel necesar, minim necesar, să poată să înceapă. După care, bineînțeles, cu sprijinul nostru și al comunității, cred că se va rezolva. Cred că pe chestia agricolă, unde acum este o mare necesitate de alimente, aici mă refer la grădini, la pepeni, spre exemplu, zona Largu era vestită pentru pepeni. Comuna Largu era prima comună din județ care se coceau pepenii. Acum, din păcate, nu mai avem decât vreo 3-4 fermieri care pun suprafețe mai mari. În rest, suprafețe foarte mici, doar pentru nepoți care importăm vin în vizită. Tot, domnule, da. Primar. Avem un telespectator pe fir, după care continuăm discuția. Pentru că dacă vom avea de la anul comasări ale comunelor mici, v-aș întreba ce se va întâmpla cu primarii din întreaga țară până la urmă, comunitățile mici. Haideți să luăm telefonul. Bună seara! Ne auzim? Alo, Săruna, doamnă, bună seara! Bună seara, vă ascultăm. Cu cine stăm de vorbă, vă rog? Doamnă, ce-s mai cu cine stăm de vorbă? Mă doare capul numai la ce aud de la... Unde este domnul primar, la? Am rugămintea să dăm puțin mai tare boxa, să-l aud pe telespectatorul din această seară. M-auziți? Da, vorbiți puțin mai tare. Da, zic, unde este domnul primar? În ce localitate? Domnul este primar în Comuna Largu. A, din la Largu, toamna da. Acestui an. Da. Bine, n-am treabă, nu sunt este nimeni. Este la primul mandat.
Da, 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 nu asta e problema, nu. Haideți, dar de 30 și ceva de ani de la Revoluție, niciun primar din nicio comună sau localitate, nu mai spun, din țară, din Buzău, nu au făcut niciunul n-a făcut absolut nimic. De unde toți sunteți dumneavoastră? De unde ne sunați? Din Buzău, doamnă, din Buzău. Din Buzău. Toți vin la televizor, deci la televizor sunt atât de wow, atât de vai, ce bine dăm, ce asta, dar în spate nu au făcut nimic. Nimic. Haideți să vedem ce se întâmplă din toamnă încolo, să vedem ce poate pune în aplicare domnul primar Pasăre și vă așteptăm. Nu vorbesc de dânsul. Doamne, ascultați un pic, eu nu vorbesc de dânsul, da? Nu am treabă cu dânsul. Eu vă spun ca și primari. În nicio localitate din țara asta n-a făcut, nu, chiar în niciuna, mai sunt care au făcut. Poate dânsul va schimba, n-am nimic împotrivă. Păi, doamnă, dar în rest sunt praf, deci niciun. Noi vorbim ce au făcut exact până asta acum. Exact asta discutam cu domnul întreabă, primar, da? La începutul acestei emisiuni. Sunt primari care au la activ 5-6 mandate, da, și n-au făcut nimic. Da, doamnă, da. Principala problemă în momentul de față, exact ce a spus dumneavoastră, este asta, cum îi spune, cu seceta. Dacă nu facem ceva să combatem seceta, de suntem praf. Unde deci aveți bunicii? În ce localități? Părinții, bunicii, în ce localități? În zona de munte a județului Buzău, la Lopătari. La Lopătari. Și da. Acolo erau ce? Probleme. Da, da, da. Altă chestie, căci că vin tinere din afară să facă afaceri în România. Păi, doamne, ei acești oameni care ne conduc, dar iar facem abstracție de domnul primar de aici, cei de sus, ei practic vor banii celor de afară, să vină cu banii de afară, să cheltuie bani aici. Ce să facă un tânăr de afară? Să vină cu bani în țară, ce să facă cu bani? În agricultură nu avem, pentru că sunt ăștia cu asociațiile mari care n-au investit un ban în infrastructura de irigație și au băgat bănuții toți în buzunar, restul și-a bătut joc de oamenii. Am avut proiecte cu fonduri europene și am pierdut. Aici vă pot contrazice dacă mă lăsați să vorbesc. Da. Deci nu sunt tare să atrag, doar să cheltuie bani, atât. În ascultăm, primar. Aici chiar eu sunt un exemplu că se poate. Acolo unde vrei se poate. Eu sunt un om care m-am reîntors după 15 ani acasă și am reușit. Deci cum eu am reușit, cu siguranță și alți tineri vor reuși dacă își doresc și muncesc cu adevărat. Reciclatul ăsta, deci sunt perfect de acord, protejatul mediului. Doamnă, dar să ajung să le reciclez manual, este o măgărie și o porcărie. Nu se poate așa ceva. Dom'le, vină Ministerul Mediului, dă-mi aparat, ajută-mă să iau aparat de reciclat, ajută-mă, oblig-mă să le reciclez așa, dar nu mă pune să le selectez manual. Deci sunt multe. Ce să fac un amărâte copil să vină cu banii de afară să facă așa ceva? E o bătaie de joc. Întrebați-l pe domnul primar sau, doamnă, faceți o emisiune pe chestia asta. Asta vă spunea, mă ascultați? Asta vă spunea domnul primar. A fost plecat în Italia 15 ani, de 8 ani de zile s-a întors în țară și a putut să-și dezvolte o afacere aici. Doamne, să dea, da, n-am nimic, poate prin dânsul poate să se bată, mai fiind în politică, se poate bate cu ăștia de sus. Domnul primar are la momentul ăsta 8 angajați. Haideți să vedem ce se va întâmpla. Nu, stați un pic. Dacă vrea să-mi spună dânsul, în ce? Nu, ascultați-mă un pic. Spuneți. În ce afacere are dânsul? Transport. Transport de marfă. Cum? Transport de marfă. Foarte bine, e perfect, n-am nimic împotrivă, dar vă rog, auziți, doamnă, cu dumneavoastră am devans, cu domnul primar chiar n-am nimic, doamne ferește, dar cu dumneavoastră am o rugăminte mare. Luați magazin din magazin în magazin pe zonele de Sătești și mergeți să vedeți cum se face reciclarea. Să vedeți câtă bătaie de joc și să vedeți de ce se lovesc cu oamenii. Cum nu vin să le ridice, nu se dau toți banii, trimiți o anumită cantitate. O să transmit mesajul dumneavoastră colegilor de la jurnalul TV Buzău și siguranță veți urmări la știrile TV Buzău ceea ce se întâmplă. Cu toții vom urmări. Bine, doamnă, chiar ar fi foarte, foarte bine să faceți o emisiune pe așa ceva. Mulțumesc încă o dată pentru intervenție. În continuare aștept telefoanele dumneavoastră, aștept mesajele dumneavoastră, întrebări pentru domnul primar din Comuna Largu în această seară. Iată, domnule primar, tânăr nemulțumit, da? Bun, da. Vin tinerii în țară, dar ce să facă? Agricultura, ați văzut ce spunea tânărul? Într-adevăr, nemulțumirile dânsului sunt justificate. Pe bună dreptate. Da, într-adevăr, sunt foarte puține exemple pozitive, dar trebuie să începem de undeva.
Iar cum dânsul spunea că sunt comune unde nu s-a făcut nimic, cred că tocmai cu acest lucru ar trebui să începem, să schimbăm un pic clasa politică, să venim cu oameni mai tineri care au o altă viziune și o altă abordare. O abordare și o altă poftă de muncă. Nu se poate dacă tu încă mai ții primar pe cineva care are 70 de ani, acel om nu cred că mai are aceeași energie. Președinți ca... de Consilii Județene. Păi, despre asta e vorba. Domn primar, am spus-o întotdeauna, haide să propulsăm și să promovăm oamenii tineri, da? Pentru că avem foarte mulți tineri capabili și să punem la instituțiile statului specialiști, da? La sănătate pui, numești doctor, da? Ministru să fie doctor, la agricultură fermier, da? Cel care știe problemele oamenilor, da, la energie... Cu siguranță cred că guvernul pe care îl avem acum și pe care l-am avut în ultimii 2 ani, cred că totuși a reușit să ducă România pe o linie de plutire și cred că domnul Marcel Ciolacu chiar și-a făcut treaba cum trebuie și se vede. După cum vedeți și pensionarii, cred că sunt foarte mulțumiți după recalculare. Unii dintre ei nu sunt mulțumiți, domnule primar, ați văzut. Da, dar aici e mult de discutat. Cred că a fost și ceva greșit înțeles, pentru că domnul Ciolacu a spus clar că nu se va micșora nicio pensie. Adică... Nu, dacă era atenție mai multă atunci când emiteam acele decizii, cu siguranță nu se ajunge aici. Însă vom realiza emisiuni în săptămânile următoare și vom sta de vorbă cu oamenii de acasă, cu cei care sunt nemulțumiți la momentul ăsta. S-au făcut multe schimbări, mai ales în această zonă. Socialul, da? Am spus întotdeauna, pătura de jos ar trebui ajutată, da? Fiecare politician din țara asta să nu uite de la cine a primit votul de încredere. De la amărâții din țara asta. Domnule primar, dacă se va duce la bun sfârșit acea decizie, comunele mici vor fi comasate, da? Vor dispărea dintre unii colegii ai dumneavoastră, unii dintre primari. Da, nu văd un lucru rău în această chestie. Cred că este un lucru necesar, pot să spun. Nu mi-este frică de o comasare. Sunt sigur că cel mai bun va rămâne în funcție, depinde cum se vor comasa comunele. Într-adevăr, mi-aș dori măcar un mandat întreg până la comasare să pot să am un CV prin care să le pot arăta oamenilor că mi-am făcut treaba. Cam asta ar fi problema. Ce ține de comasare, încă cred că sunt la discuții, dar într-o zi va fi făcută, pentru că nu se poate altfel. Ce ar însemna această comasare pentru România? Da, nu știu, pentru mine, să fiu sincer, nu va fi chiar un lucru rău. Va fi destul de rău pentru oamenii care lucrează deja în sistem și, vă dați seama, făcând o comasare, va trebui să se facă și o restructurare. Dar vi se pare, dumneavoastră, că la stat ar fi nevoie de atât de mulți angajați, domnule primar, și de salariile alea astronomice? Da, eu am o vorbă. Nu neapărat numărul angajaților mă sperie, ci fișa postului, cum s-ar spune. Sunt prea mulți care cară mapa și am rămas foarte puțini care cară sapa. Da. Cred că va trebui toți funcționarii publici care lucrăm în sistem să reflectăm asupra acestei chestii și să punem un pic osul și la treaba de jos. Nu numai, știți, eu nu fac lucrul acesta pentru că nu este nu în fișa postului. Nu, cred că va trebui să facem și lucruri. De toate. Lucruri care așa nu cum sunt... facem noi în privat, exact, domnule primar. Exact. Da? Eu vin din privat. Știi din toate. Vin din privat, știu ce înseamnă și acolo unde nu te dai înapoi de la nimic, adică nu neapărat toate lucrurile pe care le-am făcut, am știut să le fac de la bun început. Nu, dar se învață. Dacă îți dorești să înveți, dar nu s-a născut nimeni învățat, domnule primar. Exact, exact. Că trăim, învățăm. Exact.
dar cred că se va găsi o rezolvare și la această problemă. Vorbeam noi de comasarea comunelor, haideți să vorbim și de comasarea claselor la școală, pentru că îmi spuneați noastră, avem cam puțini copii, din toamna asta da, apelăm la comasare. Din păcate, comuna scăzând atât de mult în numărul de locuitori, și copiii sunt în aceeași scădere. Sper să găsim o rezolvare cu această cale. Să încurajați natalitatea. Fac și o glumă și rog tineretul să mă invite la botez la anul, la cât mai multe botezuri. Și la cât mai multe nunți, să oficializați cât mai multe nunți exact, în comunitate, exact. Domnule primat. Mă bazez și pe faptul, dacă vom reuși să facem infrastructura, sunt sigur că casele noastre care au rămas părăsite în comună vor avea o mai mare căutare atunci când vei crea un minim de confort. Adică sunt oameni care poate și-ar dori să cumpere. Ați luat în calcul să atrageți tinerii oferindu-le case în comunitate? Chiar și tineri din alte zone. Pentru că urmăream prin alte județe. Au venit tineri din alte zone, iar primăria le-a pus la dispoziție casele bătrânești. Case în care nu mai locuia nimeni. Iar copiii, familiile acelor bătrâni decedați au fost de acord. Acei tineri s-au stabilit în comunitate și iată, populăm satele românești, domnule primar. Da, este o idee foarte bună și mi-aș dori să găsim soluții în această problemă. Pentru acest lucru este necesar și o întrevedere cu oamenii care ar dori să lase casele pentru tineri. În primul rând, eu voi încerca să încurajez tinerii care vor să-și construiască o casă și atât cât va fi posibil le vom oferi locuri de casă să-și construiască casă în comuna noastră. Iar cred că dacă se vor termina proiectele cu infrastructura și vor veni probabil și ceva investitori în comuna noastră, cu siguranță comuna noastră se va repopula. Nu atât de repede, dar eu am această speranță, mai ales vorbind și cu mulți tineri care lucrează afară, care îmi spun mereu că își doresc să se reîntoarcă acasă. Domnule primar, ar fi de ajuns 4 ani de zile pentru tot ceea ce v-ați propus dumneavoastră? Pentru că eu sunt sigură, nu veți finaliza în 4 ani de zile toate proiectele pe care intenționați să le duceți la bun sfârșit. Eu zic că un primar ar trebui să aibă un mandat de vreo 7 ani de zile ca să aibă continuitate în tot ceea ce și-a propus, da? Eu vă văd pe dumneavoastră un tânăr dornic de schimbare în comunitate. Să ajutăm și bătrânii, dar vreau să aduc acasă și tinerii. Da, așa este. Este foarte greu într-un singur mandat să poți duce la bun sfârșit toate proiectele pe care mi le-am propus eu. Îmi voi da silința să ajung la un procent cât mai înalt din aceste proiecte, dar cu siguranță eu știu că dacă vrei, cu adevărat se poate. Important, cred că oamenii vor să vadă că faci, că îți dorești, că nu neapărat le-ai terminat pe toate în cei 4 ani, este important ce ai terminat și cum ai terminat. Adică dacă tu muncești și le arăți oamenilor că îți dorești și muncești pentru acest lucru, cred că îți vor acorda și următorul mandat. Dar dacă tu nu muncești și nu stai în primărie, stai mai mult prin alte locuri, ca să nu le număr, prin alte locuri din comună. Păi și a stat prin alte locuri din comună și a prins 5 mandate, domn primar. Domn primar, cu ce datorii preluați primăria? Eu sper să nu o preiau cu foarte mari datorii, dar nici bani nu avem. Deci, și cum porniți cu la siguranță drum? Vom pleca de la zero. Da, întotdeauna cu stângul în față. Nu-mi este frică, nu-mi este teamă. Cred că încet, încet vom găsi soluții. Am plecat de mai multe ori de la zero în viața mea și întotdeauna am reușit să ies pe plus. Cu siguranță vom reuși și în acest proiect. Domnule primar, eu sunt sigură că veți reuși, dar țineți minte, echipa face totul.
Fără echipă nu se poate construi și mă repet încă o dată, le-am spus întotdeauna oamenilor care lucrează în primărie și cetățenilor din comuna noastră. Eu îmi doresc să construiesc, nu să distrug. Adică voi avea cu fiecare angajat al primăriei o discuție și sunt sigur că vom găsi calea de mijloc prin care să putem să ajungem la o bună colaborare și să aducem un plus valoare pentru comuna noastră. Domnule primar, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Eu zic că a fost de bun augur emisiunea realizată acum 2 ani de zile în urmă. Da, cu 2 ani de zile în urmă. Succes în noul mandat. Vă aștept în studio la TV Buzău după ce preluați mandatul și punem pe listă prioritățile și ce putem face în prima parte a acestui an. Da, mulțumesc și eu mult pentru invitație. Sper că atunci când ne vom vedea să fiu la fel de vesel și de optimist, iar sper ca peste 4 ani să mă chemați din nou și să pot spune că da, peste patru ani facem bilanță. Am rezolvat, exact, să facem bilanță. Domnule primar, mulțumesc încă o dată, succes în noul mandat și să vă țineți de cuvânt, da? De promisiuni. Le-ați promis cetățenilor din comuna Largu multe în seara asta. Vom vedea câte vor fi duse la bun sfârșit. În primul rând, le promit încă o dată că voi fi alături de ei și voi fi un primar pentru toți cetățenii. Mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Am stat de vorbă cu primarul comunei Largu, Claudiu Pasăre. Vom vedea ce se va întâmpla pe viitor. Vă promit că îl vom avea periodic invitat pe domnul primar din comuna Largu și vom afla detalii din ceea ce se întâmplă în bine pentru cetățenii comunei Largu. Mulțumesc încă o dată, rămâneți aproape de programele noastre. Numai bine! La revedere!